Vom începe cu EURUSD. Vom începe cu EURUSD, după cum spuneam, care vedem că se află în continuare pe un trend ascendent. În timpul săptămânii trecute, vedem că prețul a testat la un moment dat linia ascendentă de trend și la un moment dat chiar a spart-o. Prețul ajungând până undeva în zona de 10.737. Ulterior, cotația a reușit să revină deasupra acestei bariere și a avut loc o accelerare a mișcării ascendente, care a fost determinată în mare parte de o tendință de slăbiciune la nivel extins pe dolarul american, care a pierdut teren în raport cu majoritatea monedelor majore. În timpul sesiunea de astăzi a început cu în aceeași notă în care a fost încheiată cea de vineri și prin urmare vedem că prețul evoluează undeva în jurul intervalului 11.610-11.673. Acest lucru ne indică o ușoară perioadă de așteptare, de așezare, dar în continuare pe termen mediu ne aflăm pe un trend ascendent, chiar dacă acesta nu este foarte abrupt, iar creșterile sunt destul de lente, atâta timp cât nu vor apărea informații foarte negative pentru moneda unică europeană. Este posibil ca această mișcare să continue. Prin urmare, următorul nivel de rezistență ce merită atenție este la 12.144, iar ca suport vorbim despre această zonă 11.673, 11.610 și chiar undeva în zona de 11.382, unde se află în acest moment linia ascendentă de trend. În cazul în care va avea loc o spargere confirmată acestea, este posibil să vedem o mișcare de corecție mai amplă, undeva către 10.856 sau chiar 10.683. 683. Totuși trebuie să fim prudenți, întrucât situația nu pare să se modifice pe termen scurt. Lira sterlină pare să evolueze într-un ușor canal lateral în raport cu lira sterlină pare să evolueze într-un ușor canal lateral în raport cu dolarul american, undeva în zona 29.301, 29.729. Astfel, vedem că investitorii sunt cumva nehotărâți, sunt într-o perioadă de așteptare în care doresc să reevalueze situația, să afle noi informații și să vadă care este situația actuală înainte de a se poziționa. Ca suport vedem limita inferioară a canalului 29.301, rezistență 29.729. În cazul în care această limită superioară va fi depășită, un următor nivel ce merită urmărit ar fi la 30.111. În ceea ce privește suport, în cazul în care acesta va fi spart și va fi confirmat, am putea vedea o ușoară tendință descendentă mai amplă către 28.606. Totuși trebuie să rămânem prudenți, mai ales cu privire la această pereche, dar și la restul perechilor valutare din care face parte lira sterlină, întrucât
Aceasta este foarte sensibilă la știrile cu privire la Brexit și mai nou cu privire la situația alegerilor din Marea Britanie. Ienul japonez pierde teren la începutul săptămânii în raport cu dolarul american, după ce sfârșitul săptămânii trecute ne-a adus un raliu destul de amplu pe ien, care a câștigat la un moment dat aproape 1% în raport cu dolarul. Această tendință descendentă și această corecție destul de amplă a fost determinată în mare de acea slăbiciune observată în a doua parte a săptămânii trecute pe dolarul american, dar și de spargerea acestei linii ascendente de trend, care a dus la o ușoară perioadă de așteptare și după la acest impuls descendent. Pe lângă astea, ienul a fost ajutat și de o ușoară tendință de scădere a apetitului pentru risc la nivelul investitorilor, cauzată de o serie de vești și informații negative legate de situația în care se află discuțiile comerciale care au apărut miercuri și joi. Vedem că săptămâna a început într-o notă de așteptare, am putea spune, după o ușoară creștere care a avut loc spre sfârșitul sesiunii de vineri, dar vedem că în ultimele ore dolarul pare să fi căpătat puțină inerție și s-a îndreptat către nivelul de rezistență de la 108.400. În cazul în care acesta va fi spart, ne-am putea îndrepta către 108.595 și chiar către 108.649. Ca suport vorbim despre 108.69 și 107.893, iar mai la o depărtare considerabilă ar fi 107.777. În ultima parte a discuției noastre vom aborda